Bună, Silvia! Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, apăsați clopoțelul și dați like, mă ajută foarte tare! Marius și Ioana au dat un mesaj foarte lung la cameră, cred că a fost vreo 20 de minute, cam așa ceva, că n-am avut răbdare să-l ascult pe tot, dar printre altele mulțumeau pentru cadouri și zicea că vrea să le mulțumească personal, a citit niște nume, dar până la urmă cred că nu și-a mai amintit celelalte sau s-a plictisit. A înșirat și câteva cadouri ce a primit. A primit, să știți, foarte multe și scumpe, mai ales Ioana. Că de asta mă mir că a vorbit urât, dar ea s-a scuzat spunând că nu a avut această intenție să-i jignească. Dar ce intenție a avut? Să știți că eu nu susțin. Nu susțin pe nimeni. În acest sezon chiar nu-mi place niciun cuplu. Am simpatizat câțiva băieți, dar când am văzut ce cuplu au făcut, nu mai simpatizez, pe Robert și pe Sergiu, erau favoriții mei. Îmi place și Daniel cu Ana, dar nu susțin. Așa că Marius și Ioana au vorbit la cameră, amândoi, și Ioana, știți că a vorbit, era și nervoasă atunci când credea că Marius nu o iubește, cum să nu o iubească. Are și el felul lui de a arăta. Dacă a trecut ea cu vederea peste ce a găsit în telefon, apoi ce să nu mai treacă cu vederea despre faptul că el a zis că nu știe să distreze pentru că nu dansează pe manele. Dacă nu-i plac fetii. Și cred că a fost scuzată de fanii ei pentru că a mai primit după aceea cadouri. E și ea mică, câți ani are, 25-26, așa că și mică și la înălțime. Cum am văzut niște răutăți, chiar răutăți, nu-s de acord cu așa ceva, pe Facebook îi zicea Dop și lui Plop. Nu-i chiar cât Plopul și nici cât Dopul, dar știți, unii oameni le place să râdă de alți oameni. Nu că i-ar fi mai buni, doar că așa s-o obișnuiți. După task-ul cu telefoanele, alți supărați, Andreea și Bogdan, i-a găsit la el în telefon că el, chiar dacă a spus că nu se mai duce la casino, continua să joace online sau cum joacă pe telefon aceste jocuri. Dacă el e împătimit, nu se poate lăsa, nu ușor. El spunea că e o perioadă din viața lui peste care vrea să treacă, dar Andreea, pentru că ea a lucrat la a lucrat undeva unde se juca și a văzut ce fel de oameni vin acolo și cum fac și câți bani pierd, normal că nu mai are încredere în el, pentru că și prima oară când au fost în cunoaștere, tot din cauza asta s-au despărțit. Dar am văzut că a încercat el să o potolească, ea stătea cu fața aia. Ați văzut ce s-a umflat la față, nu știu de ce, de la îngrășat, mănâncă în continuu. Nu înțeleg pe fetele și femeile astea. Băieții nu prea, dar fetele și femeile, mamele, mănâncă în continuu zi și noapte. Parcă s-a terminat mâncarea, e ultima și când se duc acasă nu mai au ce mânca. Nu le înțeleg, că am văzut-o pe Andreea, e foarte buhăită la față. Alcoolică nu este că să buhăiască, dar foarte umflat așa, bă. Și la corp a prins proporții. Cam toate sunt grăsuțe, în afară de Madi, care nu mănâncă nimic. E, acum mai mănâncă și așa, când își aduce aminte. Dar nu știu cum o să o pace Bogdan. A încercat, am văzut că a încercat, ea s-a mai muiat puțin. Oricum nu cred că o să se căsătorească, nu cred eu, dar poate mă înșel. Să se căsătorească toți care sunt logodiți. O să mai urmeze loc godne, cred că. Păi dacă staful are nevoie de cupluri, că să aibă de unde elimina, cu toate că am auzit, adică nu sunt sigură, zicea că nu o să se mai facă eliminări. Adică staful îi ține până în finale pe toți, că sunt foarte mulți. Să vedem. Că în alte sezoane a eliminat chiar ultimele două săptămâni. Chiar cupluri. Să vedem, poate au schimbat regulile. Perfecții, Ana și Daniel, chiar am citit și multe comentarii pe tema asta, au mâncat pizza în pat și râdeau. Știți că e așa să
își spun unul altuia perfecto, perfectule, se cred perfecți. Păi toți suntem perfecți. Cu toate că mulți zic, cum a zis și Ioana, nu suntem perfecți. Ba da, suntem perfecți. Dacă noi nu vrem să fim și noi facem lucruri urâte, dar așa Creatorul ne-a făcut perfecți. Putea să ne facă imperfecți. Putea Creatorul să facă ceva imperfect? Nu. Suntem perfecți. Dacă nu ne apucăm să ne pocim, să ne stricăm, să ne distrugem sănătatea, aș rămâne foarte perfect. Și ei stăteau în pat, ea stătea și cu picioarele, pe ce-i pasă, nu spală ea, o dată pe săptămână se schimbă lenjeria. Am văzut că au început să vorbească în engleză, cu toate că n-au voie. Mie mi-a trăgea atenția când vorbeam în greacă, pentru că asta e limba care o știu foarte bine. Și vorbeau codificat, nici asta nu-i voie. Să vedem, poate o să dea explicații în live, s-ar putea să dea, s-ar putea să nu dea, depinde, depinde. Și ea tot râdea, are un râs câteodată enervant. Așa parcă sfidează pe ceilalți. Nu s-au dus în bucătărie să mănânce, au stat în pat și chiar zicea ea că acum să mă vadă mama. Am înțeles că nu are chiar legătură prea puternică cu mama ei, dar asta e problema lor, ce legătură au cu părinții. Și mai spunea Ana, a, păi eu nu sunt așa afară. Am văzut că vrea să pară, face eforturi să pară calmă, de vreo câteva ori am văzut-o nervoasă, foarte puține ori, dar parcă era altă femeie, își schimbase fizionomia feții, ochii. Păi fiecare om când e nervos se schimbă, normal, că nu poți să fii nervos și să zâmbești sau să râzi sau astea. Madi și Sergiu s-au apucat să-și pacheteze lucrurile prin cutii, iar Madi era în cameră, bineînțeles, și și-a aranjat niște lucruri. Am văzut că a intrat și prin cele lucrurile lui Sergiu, tot felul de cadouri din astea, inutilități. Nu era nimic, le-a aruncat. Mama lui Sergiu râdea. Așa că ea era Madi în cameră și a aranjat pe acolo și vine doamna Crina și îi spune: eu mă duc să trimit niște cutii acasă, să nu fiu prea aglomerată când plec, că nu mai e mult. Ea spunea că nu, ea nu trimite acasă pentru că nu are decât un geamantar cu care a venit, dar eu țin minte că a primit foarte multe cadouri. Ce o să facă cu ele? Le aruncă? Păi arunca deja de la Sergiu, o să arunce și de la ea. Sunt tot felul de din astea care le lipesc ei pe pereți, în afară de fotografii le-ați văzut, tot felul de belouri sau ce sunt alea. Așa era și în sezonul nostru, își făceau acolo altar în spate, spatele patului, toți își puneau fotografii. Și eu mi-am pus, dar eu mi-am pus, am găsit niște tablouri, am aruncat ce-o fost în ea. Bine, nu le-am aruncat de tot, le-am pus bine. Și am pus câteva fotografii, că am primit și o fotografie, am pus cu copii, cu chiar cu mine, am pus una cu mine când aveam 21 de ani. Eram la mare, la Maia, la Eforie Nord. Am fost peste tot. Și astea nu o să le ia, că am văzut și în sezonul meu nimeni nu le ia pe astea, decât cine știe, poate vreunul care să le țină așa o perioadă, că după aceea totul gunoi o să meargă. Iar Sergiu chiar era supărat pe mama lui, i-a spus: nu te mai amestecat, știi că ea stă și bârfește, a bârfit-o pe doamna Anina cu Mirela, iar ele sunt dușmance, Anina cu Mirela, da? Și că Nadia tot se amestecă prin toate discuții, păi ce să facă femeia? El stă cu Madia, ce să facă? Trebuie să discuți, să vorbești, să bârfești. Da, trebuie să bârfești. În casa Mireasa chiar mie mi-a spus că am înainte să intru că să bârfesc, să mă cert. De certa nu-mi place, dar de bârfit mai pică, mai bârfică. Această bârfă de la cafea, care n-ai ce să-i faci. Cineva comenta că Nadia, de când în casa Mireasa, mănâncă zi și noapte, mănâncă foarte mult. Păi să mănânce, de aia mâncare, ce să facă? Știu, când am plecat noi, rămăsese frigiderul plin, chiar și eu am lăsat unele. Ce să fac cu ele? Unde le căram? Așa că e mâncare, să mănânce. Nu știam că Alex e frizier. Chiar n-am știut. Am văzut că l-a tuns pe Daniel, chiar a făcut o treabă foarte bună și era foarte agitat, foarte nervos, era... Avea impresia că ceva nu face bine, cred că. A fost foarte atent când l-a tuns, Daniel stătea, n-avea treabă, dar eu știu că stafful trebuie să le pună la dispoziție
frizer, o coafeză. Noi am avut și două femei care veneau sâmbătă înainte de gala, atunci era sâmbătă și ne machia, eu n-am apelat niciodată, dar fetele, da. Dintre mame doar Mirela și câteodată Ana. Dar rest nu, noi nu ne-am dus. Eu cel puțin urăsc gledul ăla de pe față, chiar nu-l suport. Și praful ăla de pudră mi-a intrat în ochi când m-au machiat de două ori. De două ori în 6 luni. La început, când nu știam eu, n-aveam atâta tupeu să le repet. A după aceea, când am prins curaj, nu mai m-am luat după ele, pe cum să-mi bagi mie praful ăla de pudră în ochi și gledul ăla pe față. Ce rost are? Chiar nu văd, pentru că asta că te face mai frumoasă. E o frumusețe mincinoasă sau o frumusețe nereală, ireală, nu e ceva frumos. Când te speli, apare mutra ta, mai mult îți face rău. Nu e fain, nu-mi place, nu-mi place deloc. Dar frizerii chiar făceau treabă bună, am avut și noi un frizer pe Alexandru, chiar făceau treabă bună. Până la urmă, Daniel a fost foarte, foarte mulțumit de strunsoare. Foarte mulțumit, chiar am văzut că se uita în oglindă, se tot aranja, cum punea părul, îi stătea foarte bine. Bine, și Daniel e și un băiat frumos, că nu puteți să spuneți că nu este. E un băiat foarte, arată bine, e și tânăr. Păcat că n-a găsit o fată la vârsta lui, pentru că nu erau, că așa, casting a făcut Raluca să aducă fete mari și băieți mici, adică fete mari la vârstă. Și băieți foarte tineri, de asta nu s-au nimerit. Și Sergiu are probleme, aproape toți au, în afară de mari, ei au venit mai târziu. N-a fost făcut castingul, n-au venit cu castingul Raluca. Să vorbim puțin de mame, de câteva din ele. Vreau să încep cu Anina. Știți că au fost invitați la Caprice ca să discute cu psihologul Eduard Puiu despre problema lor. El a, fac o paranteză, am văzut foarte multe critici la adresa psihologului, mie nu mi se pare că ar fi așa, chiar a punctat foarte bine despre situație în general, dar când a ajuns la doamna Anina, ea s-a ridicat și a plecat. E un gest urât, mai ales că are o vârstă, soție de preot, plus că a vorbit cu Bianca foarte urât, a blestemat-o, el s-a cum ai zis, drum bun în iad, că nici moarte nu te primesc. Niște cuvinte urâte care, mai ales că e postul Crăciunului, bineînțeles, eu nu cred în post și în asta, dar sunt oameni care cred, nu? Ea fiind soție de preot, chiar putea să se abțină, chiar dacă nu o suportă pe Bianca. Pe Bianca n-a suportat-o de la început. Și ce mai cred eu? Eu nu înțeleg de ce a venit cu băiatul, dacă n-a vrut să însoare, chiar a spus la început că e mic, pentru un surat nu trebuia să-l aducă. Și orice fată ar fi fost, nu neapărat Bianca, orice fată ar fi fost, s-ar fi comportat la fel. Pentru că zice că e băiatul ei, că e mic și că nu are ce să caute la însurat. Aici are dreptate, chiar e mic. Și nu e încă el responsabil de o familie, dar lasă-l plata Domnului să vedem ce o face, ce putea face după ce se căsătoresc, dacă se vor căsători. Așa? Și alte două mame, Crina și Mirela, au plecat de dimineață în oraș. A plecat și Daniel cu Ana. Daniel cu Ana am impresia că au plecat să doneze aceste lucruri copiilor săraci, iar Crina și Mirela nu știu sigur pentru că nu s-a spus, dar eu cred că au plecat după inelele de logodnă, că Bogdan vrea să o ceară și Marius vrea să o ceară. Ioana, bineînțeles, fiecare pe lui. Să vedem, pentru că vom afla. O să aflăm totul în live-ul de la ora 14, că nu prea aveam noi așa voie să aflăm de pe antena. Unul zice că nu ne mai uităm la emisiune, bă, dar eu mă uit și la emisiune, mă uit și pe antena, mă uit peste tot. Pentru că e cam mare diferență între antena, ce spune pe antena Play și ce spune în emisiune. Cam asta a fost până acum. Vă rog să vă abonați la canalul meu, apăsați clopoțelul și dați like, mă ajută foarte tare. La revedere!